Matar um ninja. Zicem? Zicem. O să spunem câte ceva. Suntem la mine acasă. Nu suntem la tine acasă, suntem la revista Beware. Suntem în mansarda de la Bastilia. Și eu sunt Ileana Bursan, sunt editorul de film al Beware. Și colegul meu, cronicar la film și editor la localuri. Da. Împreună o să dezbatem un pic. Florin Barbu mă cheamă. Pardon, sunt și aici pe perete. Dumnezeu nu e, deși e editor la film. Eu stau cu fața, nu cu fund. În fine, și o să vorbim despre un pic despre premiile GOPO. Și despre asta fiindcă ne rene, fiindcă ne rene să scriem pe net. Pe mie. Care o să apară în aprilie. Există un editorial scris de mine despre gala premiilor GOPO și despre oamenii care au participat. Și cei care nu au participat. E despre oamenii care n-au participat, o să încercăm să vorbim aici. Pe ce n-au participat? Hai să te întreb ceva. Că n-au zic. Are vreun sens această gală? Sunt două răspunsuri. Dacă mă întrebi... Da, scuză-mă gata, că te deranjez. Îl fotografiez pe Adi. Stai că vine bună ziua. Manager. Bună ziua. Mai ții minte timpul noi sau fata mea e manager? Duce firma până la cer. Urcă firma până la cer. Păi nu suntem aproape de cer? Da. Bună seara. Bună seara. Și bună dimineața. Nu știu ce e ce miza în scenă. Uite, avem microfon. Mulțumim frumos. Plăcere. Revenind, primul răspuns este care sens. Chiar dacă nu e industrie și toată lumea știe care se pricepe cât de cât la film, că în România nu avem industrie. Pentru mine industrie înseamnă un singur lucru, filmele să facă bani, adică în principal să fie produse cu banii din vânzarea biletelor. Nu se întâmplă, asta deci nu avem industrie. Deci scurt, industria nu avem industrie pentru de care film. Se face această gală nu cuprinde definiția ta, nu acoperă definiția ta. Și mulți spun asta, nu e definiția mea, că așa e în regulă să fie. Dar e în regulă să fie pentru că e un mod de a-ți arăta, nu știu cum să spun, de a te expune, de a fi o vitrină. Și totuși România de cât? Suntem în 2012, de 12 ani încoace, are ce arăta cu filmul, nu? Asta e indiscutabil. Al doilea răspuns este că nu are rost și eu declar acum public ca să am dovadă. Da. Și dacă mă vedeți la anul la GOPO, să-mi dați cu asta în cap. Eu nu mai vin la GOPO pentru că ce am văzut anul ăsta a fost... Eu nu vin de la fie că de la început, vin de la... Cred că de la a patra ediție sau a treia. Asta mi s-a părut cea mai nereușită. Adică, nici nu știu cum să spun cât mai... Să nici nu fie urât, să nici nu fie, dar să fie foarte expresiv. S-a manelizat destul timp, de mult. Avem timp. Putem să... S-a manelizat destul de mult. Sunt mulți oameni care n-au ce căuta în locul ăla. Prezentarea ca atare, prezentarea ca atare este provincială, că ăsta e cuvântul. Suntem la capătul lumii, nu cu filmele, Doamne ferește, ci e bine că avem filme bune, ci cu modul în care ne le premiem. Hai să ne luăm așa, cu manelizarea. Eu nu aș zice chiar manelizare, este un fel de media proizare a acestei gale. Nu cred că mariajul între Media Pro, acest trust și poate oricare alt trust, dar avem dovezi în ultimele patru, cred, ediții acestei de când gale a fost care asta. Iese din ce în ce mai prost. Și de poate la că prost an, e foarte tare, dar oameni, e, hai să zicem, nereușită. Deși prost vin e oameni potrivit. Care au legătură cu trustul și n-au legătură cu cinematografia. Votează cei mai mulți oameni care vin au legătură cu dansul, vin și oameni care au legătură cu filmul. Nu vin, dar din sunt mai puțin, proporțional, an, da. De la an din ce an mai puțin vin sunt. Din ce în ce mai mulți oameni care nu au legătură cu cinematografia. Neimit. Nu ca nume propriu, ci ca... Păi sunt fotomodele. Stiliști, sute, poate nu sute, sunt zeci. Sunt designer, zeci. Sunt fotomodele, sunt oameni care de la televiziune care... Participă la televiziuni, în programe, în seriale. Dar pentru care există premii speciale, există gala televiziunilor, se dau premii corect, pentru așa ceva. Deci cred că și-au locul acolo unde și-au loc. Putea fi un moment de pildă, mi-a făcut să văd, n-am văzut cât până acum, mi-a făcut să văd un moment dansant cu bun gust făcut. Nu există. Corect, păi cum, să tot fiu de concursul de la dansez pentru tine până la dansez pentru ei și fabrica de nu știu ce, whatever. De vedete, de nu știu ce, de tipul ăsta. Sunt coregrafi care sunt în regulă. Doamne, se poate face ceva.
Da, sigur. De ce nu s-a făcut? După mine nu este un spectacol. Și asta a, nu e, corect, nu e. Tot are da. Titlul de gală, plus glamour, plus oameni care vin să mai se bucure. O prezentare de premii asta a este fost. Este o prezentare de premii. Asta putea să fie făcută cu mai puțin bani. Nu știu dacă este, nu știu, probabil că nu suntem singurii care vorbim după 5 zile despre gala premiilor Gogo. Dar cred că suntem de acum încolo, nu se va vorbi decât despre țoale și de cum arăta și cine a participat la această gală. Repet, nu e lucru rău asta, că se vorbește numai despre asta, asta e rău. Nu cred că mai știe nimeni cine, a luat cine ce premiu a luat peste o săptămână. Ba, dacă mâine va da ProCinema, va relua gala, în variantă filmată. Să fie așa cum spui tu, dar nu cred. Dar, pe de altă parte, să zic că mi-a plăcut cumva, să zic, nu mi-a displăcut faptul că scena era cât de cât aranjată. Avea o mică, niște lumini acolo, părea așa mai... Da, arăta ca tamburul de la... Arăta chici. Arăta ca tamburul către avion. Venise... A, da, ca burduful. Da, așa e. Da, da, în venind fine, de acolo. Iar textele pe care le spuneau cei care prezentau premiile erau vai de ele. Unul singur a fost pentru mine în regulă, făcut de Monica Bălădeanu și Dani Vasenea, care cred că au fost făcute de ei textele. Nu știu. Dar restul au fost la pământ. Mulți dintre actorii care au prezentat pe scenă anumite premii erau jenați. Da, așa e, se vedea. Și înainte, pentru că au văzut ce text trebuia să spună și după, pentru că s-au străduit unii dintre ei să scoată ceva mai simpatic, dar nu iese. Nu iese pentru că e un text foarte, foarte plat. Dar... unii o să spună și, mă rog, spun și asta și repet, gala ca eveniment care premiază filmele românești ale anului trecut, cred că trebuie să fie în continuare. Acum, cred că trebuie modificată. Asta e. Care sunt modificările? După părerea mea, trebuie renunțat la această asociere. Eu nu cred, în primul rând. Dar în al doilea rând, eu vreau să vorbesc de chestiuni mai de... substanță. Mai de... nu, de administrație. Da, cumva administrativ. Nu, vorbesc cu tine. Cu Tudor Giurgiu, dacă probabil că o să-i spun. Da, și o să vadă. Nu, dar i-am mai spus. Nu despre asta. Cred că componența juriului care nominalizează ar trebui să fie format doar din oameni. A, să mă aminte de discuție pe care vreau să vorbesc neapărat. Din industrie și nu din critici de film. A, e bun, cred că corect. Ar trebui făcut un premiu special al criticii sau trei premii speciale. Nu te-am avut să te bag criticii, o să organizeze și să facă ei. E altceva, dar în cadrul galei... Ar putea, da, corect, fără discuție. Asta zic de, și eu. Nu știu. De prietenie. De prietenie. Să există un premiu al criticii. Da, trebuie, așa. Unu, două, nu știu exact. Hai să zic. Pentru că se amestecă foarte mult. Sigur, premiile au ieșit, anul ăsta au ieșit foarte... Da, și anul trecut a ieșit bine, cred, și acum doi ani cu adjectivul a ieșit bine. În general, premiile cu măsură. Da, da, da. Și cu atenție. Asta e supărător. Asta e supărător, că la premiile care sunt în regulă, modul în care sunt date, da. E... Eu cred că ar trebui acest juriu, pentru că nu se poate, ideal ar fi ca toți cei 300, 400 câți votează, să vadă toate filmele și să nu mai există nominalizări. Da. Așa ar fi ideal. Și cum ar fi ideal? Ideal ar fi așa, ca la american, la englezi și cred că și la francezi. Dar nu există ghilde la să aibă ghilde, adică bresle. Bine, mi se va spune că în afară de actori care sunt destul de mulți și regizorii sunt câțiva, scenariștii cred că și mai puțin, ce mai sunt tehnicul, restul foarte puțin și, mă rog, sunt aceiași. Da, e adevărat, numai că nu mi se pare în regulă ca toate departamentele unui film să voteze pentru, de pildă, machiaj. Nu, eu habar n-am, de pildă, adică eu știu să mă uit. Nu știu ce trebuie să voteze și de aceea nu sunt... Suntem prea puțini, suntem prea mici. Nu e reprezentativ în momentul de față Gopo. Poate pentru cel mai bun film, dar pentru celelalte categorii, singurii care sunt în regulă, sunt admirabili cap coadă, sunt cei de la imagine, care au premiul lor de vreo câțiva ani, ăia sunt jos pe ăia sau ce își organizeze, sunt în regulă, își dau premiul lor, bravo lor. Restul, vă mai și la gală cu câțiva actori, nu le dau numele, de ce nu faceți, că fost cei mai mulți, organizați-vă. Păi fiindcă ne întâlnim 2-3, începem să ne jurăm și plecăm. Imaginarea RSC-ul, da, exact, are RSC-ul, e foarte bine. Atunci e de singura ghilda. De ce nu au și ceilalți? Ce atât de greu să organizezi, ai premiul tău, e foarte bine așa. Da, dar până se întâmplă asta, pentru că există o industrie, grupul e foarte mic. Dar nu mă interesează asta. Ba da, ne interesează. La anul nu poți să faci așa, nu? Nu poți să faci. Dacă te organizezi până la anul, nu se poate face. Nu cred. Nu cred. Ei, suntem, nu se organizează nimeni. Dar eu cred că cel mai bine ar fi ca să voteze oameni care se pricep la lucruri de genul ăsta în
combinație, adică un regizor, un scenograf, un actor, fără critici. A, da. Să nu existe critici, pentru că lucrurile se cântăresc altfel. Corect, corect. Pe de altă parte, știu, na, premiile au ieșit de fiecare dată onorabil, de la onorabil în foarte bine, la da. Cred. Acum nu stau să iau fiecare. Mai puțin anul trecut, cred. Anul trecut, da, a fost foarte discutabil. Căutați și... GoPro 2011 și vedeți de ce. Știi ce e... de fapt, lucrul cel mai supărător pentru mine, că lucrurile astea se spun în fiecare an și organizatorii le știu. Dar se întâmplă la fel. Bine, nimic, de asta aia mai aia facem aia și noi o discuție, aia mai aia scriem aia ceva, dar mai vorbim. Nu... Dacă noi stăteam acum și da, nu, nu, asta e bine, fără bine, radio da, da, aici care ne ajută să ne filmeze și să ajungă discuția asta și la alți oameni pe care poate interesează, poate ar fi nu interesant de discutat și de aflat de cine, cu cineva care a văzut gala la televizor. Eu pot să dau nume, nu-l dau fiindcă știm amândoi, dar și eu știu răspuns de pe acum fiindcă va fi foarte critic, dar și din alte motive și din faptul că mi-a plăcut gala. Dar sunt oameni care asta ar fi de văzut, cum s-a văzut la televizor, dacă le-a plăcut, dacă nu le-a plăcut și din industrie eu și din afară. Eu știu o singură opinie și ai opinia... s-a uitat? Da. Așa, singura Marius, nu? Opinie care... Nu. Nu. Singura opinie este că totuși dă măsura bogăției filmului românesc. Și poftim? Da, da, da. Bogăție, bogăție nu ca bani, valoare, nu, valorică. Da, da, da. Da. Pentru că există și că oamenii ăștia... Da, de asta e bine să continue gala. De asta, ăștia sunt oameni care au văzut filmele. Și în momentul în care au văzut filmele despre oamenii de... Da, dar vorbim de oameni care au văzut filmele, adunate filmele românești care au fost cele 5, cred că au fost văzute cu totul de... Nu știu că au adunate totul, au 25.000 cât a scos Nașa. Pe anul trecut, da, n-au. Ba da, au. Crezi? Da, 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 au. Da, că alea vorbă vreo 12.000, Aurorale vreo 6.000. Hai să zic că în jurul ăla au 5 filme. Da. Așa cum că văzutul filmelor în România dau măsura valorii. Eu ți-am dat o explicație. Nu, opinia unui om care a văzut filmele astea și a văzut și gala și a spus... Și de gala ce a zis? Văzut. Nu m-a interesat, nu m-a interesat mai mult decât premiile în sine. Cine? Și până la urmă la asta am ajuns. Noi vorbim de singurul lucru bun din această gală de anul ăsta și ne... Care sunt rezultatele? Sunt premiile. Da, dar atunci nu mai faci cu toată chestia asta. Nu-i așa? Vine ceva, prezintă, eventual invită pe cineva să dea premiul și asta tot. Deci nimeni nu remarcă, sau lucrurile remarcate asta negativ. E un răspuns, asta e un răspuns, că nimeni nu remarcă gala, fapt, după tot efortul ăla și toată nebunia, exact, nimeni nu remarcă gala, spune premiul să regulă și atât. Ceva. Din nou, aceleași texte plicticoase și... Da, asta se doamne se remarcă, da. Atitudine un pic nepoliticoasă și așa, în fine. Da. Un pic șmecher, cam un pic, așa, da. Da. Care nu ajută niciun fel, nici gala, nici nici premiile, nimic. Încă o chestiune tot așa de care ține de puțin de reorganizarea nominalizărilor și a categoriilor. Auzi? Cred că ar fi, lasă-mă semn, te rog. Domnul de la TV întrerupe în continuu. Cred că pentru că știu că făcând parte din juriu au fost foarte, foarte multe filme de scurtmetraj anul ăsta de animație. Și a fost foarte greu să nominalizăm 5 filme de scurtmetraj în momentul în care erau 10 filme de animație, din care câteva, puteam fi 3, măcar 3 minim. Da, puteam să le nominalizăm. Cred că ar fi bine să fie o categorie de scurtmetraj de animație. Așa cum a fost problema anul ăsta și doamna Anca Damian s-a supărat și a și spus pe scenă. A fost nominalizată. Nu, că și oamenii de la animație ar fi trebuit premiați. N-aveam unde să-i premiem. Nu există ca premiu special al jurului. Nu sau există premiu special al jurului. Nu erau nici tinere speranțe, nu erau nici... Există premiu special al jurului? Nu. Nu există așa ceva. Măcar dacă nu era asta. Nu există nimic care ar fi putut. Ne-am tot gândit și răzgândit cum să-i punem pe acești oameni care meritau să fie puși în față. Dar nu există nicio categorie unde am fi putut să îi menționăm. Așa că chiar mie îmi pare foarte rău de animatorii de la Crulic, dar asta a fost. După discuția asta, după ceva și pasat, sunt două ieșiri. Fie, mi-a spus acum că nu mai venim, fie nu vom mai fi invitați, fie vom fi chemați să scriem, dacă nu așa, mă, că nu ne-a plăcut să scriem noi gara. Da. În fine, nu. Asta e mai puțin dar, important dacă să fim sau nu, dar pentru mine e important că această discuție să ajungă și la... Ochii și urechile care trebuie să audă, să vadă. Nu. Oamenii care deja știu
tot știu, cred. Nu-i nimic. E mai bine să le mai aude, da. Și oameni care poate sunt interesați de acest punct de vedere. Dacă, na, dacă nu am nimerit pe punctul lor de vedere... Să pe... A, ce rău, îmi pare că ne-am văzut cu Anca zile trecute la, într-o zi la Next. Suntem în direct. Și am uitat să o întreb, dar mă uit la domnul cu aparatul de față, să o întreb de GoPro. Nu știu ce vorbești. Nu, am uitat să o întreb cum a primit Cristi Gus sau să-l sun personal, dacă s-a văzut, asta era mișto. Nu cred că s-a uitat și nu cred că... Asta vreau nu cred că e... Nu ne interesează pe noi acum chestia asta. A, păi mă interesează să văd ce fie. Mi-aș interesa să-i vă reacția. Nu cred. În fine, nu. Dar... Nu prea avem ce comenta aici. Da, n-avem. Da, nu mai mergem la GoPro. Eu mă uit la televizor dacă o să-mi iau televizor. Nu mai mergem. Păi tu ai televizor. N-am cablu. Sau cel puțin ca să ai să ne dăm o șansă, adică... Ba, nu dăm nicio să dau. Să spunem, de fapt, cum trebuie să spunem. Dacă va continua cu această, repet, mezalianță, eu nu o să mă merg, că știu la ce să mă aștept. Despre aia e vorba. Da, și... Nu că, cum se cheamă, că întrecem în mari fandări intelectuale și suntem, cum se spune, fițoși. Nu, nici fițoși, nici snob și nici super intelectuale în lucrul ăsta. Numai dar că este o gamă... aceste egale nu dă măsura... E previzibilă, e provincială, e... Da, și e păcat de filme. E păcat de filme, dacă filmele și cum de erau... oamenii care le fac. Mm-hmm. Și mi-aș dori foarte mult să fie mult mai mulți oameni care fac filme, care participă la filme. A, invitați. Invitați, da. Oricum, dacă se păcează tradiția care a fost, cred, în fiecare an până acum, și la anul va fi altă locație, se spune, nu? Locantă, da. Eu zic să o facem aici, va fi puțină mă că o facem da, aici. Da. A, ce mișto ar fi. O mână de oameni. Da. În vorba lui Dinică. În ce? Țară mică, câteva oameni. Da. Mulțumim dacă aveți... Sugestii și reclamații, sunați-le pe Adi Bulboacă. Dacă aveți sugestii și reclamații, sunați-le pe Tudor. Avem comentarii și vă rugăm să comentați și ce ați auzit aici și dacă ați văzut la televizor și s-a văzut cumva altfel, mai bine mai sau mai prost decât s-a văzut din sală, să ne spuneți. Mulțumim. Auzi, tu ești, încă puțin, tu ești deținător de cont Facebook, nu sau nu știu da. Ce. Au apărut comentarii, nu vorbesc de comentarii la poze care sunt nu, foarte mișto, ai zis. Deci asta cred că... Și care cum sunt? Că astea sunt importante. Nu vreau să intru în mondenități, că nu mă interesează. Nu, dar tonul lor cum e? Băi, tonul lor de miștos, de luat la miștos. Oamenii asta e important. Fără gust îmbrăcați și n-au stil. Deci, și asta e important. Și nu numai pe Facebook sunt poze, sunt poze peste tot. Adică oamenii pot să vadă cum au fost oamenii îmbrăcați. Nu vreau să comentez lucrul ăsta, că nu... Da, sunt mulți chicioși, mulți de prost gust, mulți care nu știu să știe. Dar comentarii despre gala în ansamblu au apărut pe blogul și pe asta trebuie mai mult pe ele. Există, dar nu despre premii și nu despre oamenii care fac, care au... Despre gala ca tare, care e tonul? De nemulțumire. De nemulțumire. Ca să zic că nu suntem noi doar ăia pricinoși și nu mă interesează cum eram curios care e tonul. Un ton negativ. Un ton negativ. Și mi-aș dori ca măcar de acum încolo, sau nu știu, săptămânile următoare să nu se mai vorbească despre toale, să se vorbească despre premii. Așa e. Asta e tot ce-mi doresc. De fapt, cuvântul care cred că e întregii discuție, că e păcat că s-a întâmplat așa da. Și e trist. Și mie îmi pare rău, de fapt. Că da, putea fi mai... pare rău. Adică oamenii ăștia chiar au nevoie de încurajare și de sprijin. Asta ar trebui. Că nu știu cum se poate, cum se întâmplă că gala unitere se bine și aia nici și aia are momente de asta și sunt în regulă făcute. Nu știu ce să spun. Nu vorbesc decât, dar domnul e în general că, și mult, asta. Nu, e mult mai veche, corect, dar... Nu. Anvergura e mult mai mică decât la GoPro. Anvergura ca la nivel de glamour. E adevărat, dar pe de altă parte spun că spectacolul ca tare le invitați destul de... Cred că au fost câțiva ani și diverse, a fost Johnny Răducanu, au fost și tarafe, au fost și nu știu ce, a fost și balet. În sensul ăla, există. Da. Pe de altă parte, într-adevăr, sunt cei mai mulți oameni de acolo care spin din teatru. Aici e problema. Și mi-au și alt șef la teatru, care nu e la film. În fine, nu știu. E, contează și asta. Intrăm în detalii. Mi-aș dori, dacă tot e gala să fie spectacol și da. Dacă tot e gala premiilor cinematografiei române, să fie... Să fie mai cinematografică. Dacă se poate numai oameni din cinematografie. Asta nu se poate, aici nu sunt, mă rog. În fine, eu mi-aș dori că atunci cât mai, cât mai mulți. Mulțumim frumos. Dacă încheiem cum vrem noi, o să vedeți o imagine frumoasă la final. Și o să curgă generic. Da. See you. Ce înseamnă? Prostești, ce fești. Și o armă foarte bună, să știți, nimeni nu s-a plâns.